Înaltă Preasfinția voastră, preacucernici, preacuvioși, părinți, am zis să răspund acum cuvântului Înalt Preasfințitului Părinte Efrem și să nu las la sfârșit. De ce? Pentru că Înalt Preasfinția sa a venit cu multe întrebări aici la fața dumneavoastră și ascultându-l am zis, nu numai eu vă provoc pe dumneavoastră prin întrebări, ci iată și Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Efrem de Tripoli vă provoacă pe dumneavoastră prin întrebări la care trebuie să răspundeți. De aceea am zis să aduc acum mulțumiri Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Efrem, care a venit aici în mijlocul nostru și mulțumim pentru slujire, pentru cuvântul de folos, pentru că ne-a bucurat cu prezența sa. Înalt Preasfinția sa a venit la invitația Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar aici este prezent, prin binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Ne bucurăm pentru prezența lui în mod deosebit. A adus parcă ceva din duhul sirienilor. Care sirieni? Efrem Siru și Isaac Sirul. Cunoașteți prea bine cei care ne-au vorbit nouă foarte mult despre virtutea cea mare a smereniei. Și aceasta sper ca fratele Ilie să nu mai traducă. Înalt Preasfinția sa a primit ascultare de mitropolit după o perioadă de retragere într-o viață de liniște, de pusnicie, după aproape vreo 30 de ani, 20-30 de ani de retragere, a primit ascultare de mitropolit. Și la vârsta de 65 de ani, după câte îmi este mie cunoscut. De aceea îi mulțumim în mod deosebit și simțim, așa cum am zis, din râvna și din Duhul Părinților. Dar aș vrea să, dacă tot Înalt Preasfinția sa v-a provocat, aș vrea să vă provoc și eu cu o întrebare. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost grec sau sirian? Deci a fost grec Sfântul Ioan Gură de Aur sau a fost sirian? Sirian. El a organizat, Sfântul Ioan Gură de Aur, școala din Antiohia Siriei. Antiohia Siriei, care a fost ocupată prin anul 1968, a fost luată cu forța de către, după câte mi-amintesc eu un pic de pe la istorie, de către Turcia. Deci, iar actualmente în Antiohia Sfântului Ioan Gură de Aur, dacă nu mă înșel, mai există doar o singură biserică ortodoxă. Dacă mă înșel, nu știu. Fiecare prezență a fraților ortodoxi din Patriarhia Antiohiei pentru noi este o bucurie și o binecuvântare. În mod special, prezența lor este pentru noi ca o rază de smerenie. Atunci când eu am ajuns pentru prima dată în Siria, și aceasta a fost pentru prima și ultima dată, n-am mai mers de atunci, în 2006, la invitația actualului Părinte Patriarh a Prefericitului Ioan, și când am vizitat, când eram în Liban, la Balamand, la Sfânta Liturghie, parcă mi se părea că sunt de față toți sfinții sirieni. Și Efrem Siru, și Isaac Siru, și Ioan Gură de Aur, și Sfântul Ioan Damaschin, și ceilalți părinți mari ai bisericii pe care i-a dat Patriarhia Antiohiei. Suntem recunoscători că în mai multe rânduri mănăstirea noastră că aici au slujit ierarhi și preoți din acea zonă. Noi i-am cunoscut și pe Părintele Patriarh Ioan, l-am cunoscut prin Părintele Policarp Mazarugli de la Mănăstirea Macri din Grecia. Preafericitul Părinte Patriarh Ioan a plantat acel brăduț de acolo din fața muzeului în anul 2016, în 24 septembrie, când a sfințit șiracla pentru moaștele Sfântului Iacob Putneanul și când a slujit apoi a doua zi aici, în 25 septembrie 2016, când a sărbat 550 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna. Apoi aș vrea să mai amintesc că în aceste legături sfinte și frumoase, trei ucenici ai preafericitului Ioan au fost și viețuitori și sunt încă viețuitori ai mănăstirii noastre. E vorba de Părintele Arhimandrit Meletios Atahi, care în momentul de față deține biroul relațiilor externe a Patriarhiei Antiohiei și care a venit aici ca frate și a plecat ca monah, ca eromonah de aici din mănăstirea noastră. Apoi Părintele Alexie Abud, care în momentul de față este preot slujitor la biserica din Balamand, la Facultatea de Teologie din Balamand, unde activează și Părintele Profesor, care e prezent aici în mijlocul nostru, Părintele Porfirie, care este în mijlocul nostru, cred că pentru a 4-a sau a 5-a oară, cam așa, și îi mulțumim. El ține legătura foarte bine cu Părintele Profesor Viorel Sava de la Iași și în alt preasfinția sa, ca și sfinția sa, ca și Părintele Isaac, că am zis, a venit preasfințitul Efrem, în alt preasfințitul Efrem și Părintele Isaac, în amintirea Sfinților Efrem, Siru și Isaac Sirul. Le mulțumim și acum îl avem aici ca al treilea, cel de-al treilea student ucenic al preafericitului Ioan, fratele Ilie, te așteptăm. Fratele Ilie Maravat, cel care a și tradus. Au mai fost prezenți aici în mijlocul nostru, în alt preasfințitul Ignatie, care este mitropolit al Bisericii Antiohiei la Paris, apoi preasfințitul Luca, trecut de curând la Domnul, care și el a fost aici, și preasfințitul Cais, care iarăși a vizitat de mai multe ori mănăstirea noastră. Am observat cu toții la înalt preasfinția sa o râvnă deosebită. Râvna nu vine decât din cunoaștere și din trăire. Așa mi-am notat aici și am reținut cu toții că Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, atunci când l-a văzut pe Domnul, că a atins coasta sau nu a atins-o, că a atins rănile Domnului Hristos sau nu le-a atins, nu știm. Dar Iisus i-a zis, pentru că ai văzut, Tomo, ai crezut, și de acum aceasta aștepta înalt preasfințitul de la dumneavoastră să răspundeți, prin credință noi îl vedem și simțim învierea lui Hristos. Pentru că Iisus i-a zis lui Toma, fericiți sunt cei ce nu au văzut și au crezut. Între acești fericiți sunteți și dumneavoastră, toți cei prezenți astăzi aici și nu numai, toți cei care cred în Domnul nostru Iisus Hristos. Îl vom vedea precum este, spune Sfântul Apostol Petru. Și așa este. Fiecare dintre noi îl vom vedea precum este. Dar avem nevoie ca să-l vedem de iertarea păcatelor, care nu o primim prin altceva decât prin taina cea mare a Sfintei Spovedanii. Și Spovedania, cum iarăși în alt preasfinția sa a zis, aici cuvânt ne aduce bucuria și pacea și că suntem una în Hristos. Acesta e lucrul cel mai important pentru noi creștinii ortodoxi din ziua de astăzi, că suntem una în Hristos. Vă mulțumim în al preasfinția voastră pentru cuvânt, mulțumim în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a rânduit ca astăzi să slujiți aici în mijlocul nostru. Mulțumim părinților Porfirie și Isaac, care v-au însoțit, cât și fratelui Ilie Maravat, care activează aici și este aici în rândul nostru și care cât de curând își va susține teza de doctorat în cadrul Facultății de Teologie de la Iași, secția liturgică, la Părintele Viorel Sava, colegul și coleg de școală și de hirotonie. Am fost hirotoniți odată amândoi. I-am dat orarul de diacon. Eu a fost hirotonit ieromonah, iar el a primit diaconia aici la Mănăstirea Putna. Mulțumindu-vă în al preasfinția voastră, rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă dea sănătate. În al preasfinția sa are peste 80. Îi urăm sănătate și ce este mai de preț? Să ne poarte în rugăciunile în al preasfinției sale. Să ne trăiți într-o mulți ani!